Na, te no? Da. Așa am începeam eu lecții de fiecare dată, așa ne începem și să nu uităm niciodată cu Doamne, ajută-ne să facem o lecție frumoasă ca și altă dată. Din capul locului ne dorim foarte mult ca lecția noastră să fie una frumoasă, pentru că nu se știe cine o mai poate vedea. În afară de faptul că tu poți revedea, nu? Nu știu, ai revăzut-o și pe cealaltă de data trecută? Da. Da? Nu ți se pare o chestie foarte interesantă ca să revăzând-o să-ți dai seama mai anumite chestiuni unde ai fost nesigură? Asta este lucrul cel mai spectaculos în ideea asta de a construi videomanualul. Așa m-am apucat cu prima lecție. Când am făcut prima dată o lecție de aceasta și am înregistrat-o, nu mi-am dat seama că o să ajung la atât de multe lecții. Dar ele se așează una peste alta, lecțiile acelea, și constituie videomanualul. La sfârșitul unei perioade de timp, te gândești, te trezești că ai deja videomanualul făcut. Cu ce să începem noi decât cu o stare de bine, cu bună dispoziție și să începem cu... Uite că nu m-am pus eu creionul, pixul aici la mine de mână. M-am pix mi caut. Așa, și să începem cu... Știi cum am făcut-o de fiecare dată? Cu lucrurile pe care le-am făcut ultima dată, le repetăm ca să Da. putem intra în lecție și să putem avea, să spunem, legătură cu lecția anterioară. Că așa se construiește videomanual lecții de lecții și ele să aibă legătură. Știi ce am făcut, nu? Ultima dată, criterii de divizibilitate. Da? Criterii de divizibilitate. Adică am descoperit cum anume știm dinainte când o împărțire se face exact. Adică avem noi niște numere la care știm că împărțirea se face exact, fără rest. E vorba de împărțirea la 2. Când un număr se împarte la 2? Hai să ne amintim. Am scris aici senzațional. Așa. Am scris data trecută parcă de 3 ori. Așa. Așa. Și la 2, un număr care are la cifra unităților numere pare se divide la 2. Asta. Deci tu când vezi un număr, nu stai pe gânduri și spui așa, sigur asta se împarte la 2, pentru că dacă tu vei încerca, după ce tu observi că la sfârșit ai 0, 2, 4, 6 sau 8, deci la cifra unităților ai 0, 2, 4, 6 sau 8, spui sigur sunt parte la 2. N-adică cel care nu crede să vadă asta, să te verifice. Dacă noi vrem să constatăm acest lucru, o facem. Dar știm sigur că trebuie să împărțirea să facă exact. Ce resturi posibile putem avea la împărțirea la 2? Putem avea fix, nu, adică putem avea 1 și 2. Nu, 2 nu. A, nu, Dacă 2 nu, că avea, e împărțit la 2, 1. așa, Sau 1, să fie perfect. da, Sau sau să 0. 0 fie sau 1, 0. da? 0 înseamnă că împărțirea e făcută exact Eu sau rămăsesem 1 cu restul 3 cel în mult. cap. Așa. Bun. Asta cu 2. Am mai Da. făcut la 5. 2 și 5 seamănă foarte repede, foarte mult. Da, la 5 e un număr care are la cifra unităților 0 sau 5 se divide la 5. Corect. Deci tu când ai văzut numărul, spui sigur, se împarte la 5. Acum te întreb eu, dacă vezi un număr care are la sfârșit 0, ce poți să spui despre divizibilitatea acestui număr? La cine s-ar împărți? Sigur, sigur. Păi la 2, că e 4. Și la 2, foarte bine. Dar tot atât de bine? Și la 5. Sigur că da. Și la 2 și la 5. Pentru că 10 înseamnă 2 ori 5. Adică
Practic, el se divide prin 10. Fiind, când zic 230, e 23 ori 10. Și 10-le ăla l-are pe 2 și pe 5. Da? Deci, iată că suntem acum din ce în ce mai clari că, nu? Un număr care l-are și înțelegem foarte, foarte, foarte bine și foarte clar că dacă l-are pe 0, înseamnă că e de fapt un număr care se împarte la 10 sau altfel spus, este un număr multiplu de 10. Uite că folosesc un cuvânt pentru prima dată. Spunem că un număr este multiplu, adică el se mulțește cu numărul acela. Bunărul 230 este multiplu de 10. 230 multiplu de 10 pentru că se scrie 23 ori 10. Ia să scriem chestia asta. Ia să scriem, da? Deci, 230, scriem împreună, da? 230 este egal cu 23 ori 10. 10, pardon. Da? 23 ori 10. Și fiindcă se scrie 23 ori 10, adică 10 oriceva, nu? Și putem vorbi și, e comutativ. Deci egal și cu 10 ori 23, scriem și așa, și varianta asta, 10 ori 23, atunci rezultă de aici, rezultă că 230 se divide la 10. Da? Se divide cu 10. Deci se divide cu 10, adică se împarte exact. Da? 230 se împarte exact la 10, că face 23 ori 10. Deci ori scriem că 230 se divide exact la 10 și asta înseamnă că 10 este un divizor, nu? Deci de aici rezultă că 10 este divizor pentru de 10 este divizor pentru 230 sau o altă exprimare sau o altă formă de exprimare este aceasta. Că, deci, ce am zis că 10 este divizor al lui 230, 230. da? Sau că 230 este multiplu și subliniază, multiplu de 10. Este multiplu de 10. Da? Sau 230 este multiplu de 10. Ce înseamnă asta? Se multiplică. Adică 230 este un 10 și un 10 și un 10 și un 10. De câte ori? De 23 de ori. Vezi că în matematică se folosesc cuvinte din limba română, nu? Să înțelege, care au sens. Deci 230 e multiplu, se multiplică o dată de două ori, de trei ori, până se ajunge de 23 de ori. Deci e foarte clar. Să zicem că 230 este multiplu de 10. Sau că 10 e divizor. Tot așa devine, să zicem că 230 este multiplu de 2. Deci 230 e multiplu de 2, că el se scrie de două ori, ori cât o da la câtul împărțirii. Tot așa devine, zice că 230 este multiplu de 5. Da? Hai să încercăm să scriem toți divizorii lui 230. Știi cum ți-am scris? D și de dedesubt 200, așa la mi-am pus 230, iată să scriu eu încă o dată, D 230, egal cu mulțimea, punem într-o acoladă. Da? Se vede? Nu, puțin. Așa. Da? Deci, 230 Da. pus acolo, D, 230 egal cu acolo. Și acum, căutăm o pereche de numere care să facă la mulțire 230. Cât oricât. Mai întâi 1 și cu 230. 1 și 230 constituie o pereche. Și descriem 1, 230. Apoi,
O altă pereche. Am zis că la doi, sigur. Da. Hai să facem împărțirea la, așa, fără să facem cu creionul. Facem așa în minte. 230 compus din 200 și din 30. Da. 200 împărțit la 2 cât face? Păi, 2, 1, 5, 100, Vrei să facem împărțirea? Fă, te rog. 115. Fac 115, sigur că da. Eu cum făceam? Vreau să te invit pe tine să facem în felul următor. 200 împărțit în la 2 înseamnă câte 100? Da. La care 30 iarăși împărțit la 2? 15, 15. așa. Da, deci vreau să te invit fără să facem cu creionul pe hârtie. Dar de fapt când facem cu creionul pe hârtie este exact ce ți-am spus acum. Cât pe 2 de la sute s-o împărți la 2 și 2, 2 merge odată. Deci e perfect, repetă practic ceea ce spun eu acum. 2, 2 merge odată, nu rămâne nimic, coborâm pe 5, merge de 2 ori, nu? Sau cât vine acolo, pe 3 îl coborâm. Merge odată, rămâne restul 1, cobor și pe 10 și face 5. Deci 215 este rezultatul. Așa, perechea de numere, care mulțite între ele, câtuș cu, noi am vorbit, nu? Câtuș cu, da. Și cu împărțitorul, mulțite fac numărul respectiv. Deci a doua pereche este așa. 2,115. Și 115. Foarte bine. Deci următoarea pereche, și până acum am găsit 4 divizori, da? 1, da. Și cu, 1 și cu 230, 2 și 115. Și 115. Altă pereche. Parcă am zis la 5, nu? Da. Ia să vedem la 5. Facem împărțirea, parcă la 5 nu prea merge deodată, da? Da. Ia, fă împărțirea asta. Deci 200. 30. Vorbești ca să mă dirijești și pe mine, da? Da, 230 împărțit la 5. Așa, deci... 2 dată luăm 2 cifre. Neapărat, fiindcă prima cifră este 2, tu ai trebuit să iei o singură cifră, pentru că împărțitorul e format dintr-o singură cifră. Nu putem. Vorbește tu, comentează, te rog. Da. Nu putem să luăm o cifră, fiindcă 2 este mai mic decât 5 și suntem obligați să luăm și pe 3. Și atunci avem 23. Și atunci ne gândim 5 ori cât de aproape de 23 și punem la câtul? La câtul? La 5. Da. Deci, nu 5. E mai 4. Mare. Da, da, da. 4. Ori 5, 20. Corect. Tragem liniști, scădem 3 minus 0, 3 și 2 minus 2, nimic. Ne dă 3. Și acum, fiindcă este mai mic decât 5, suntem obligați să-l coborăm și pe 0. 30 și la rezultat punem 6 ori 5, 30 și ne dă egal. 46. Deci perechea următoare este? 46,5. Hai să mai întâi 5-ul. Că noi am mers în creștere. Cea de pe locul întâi a pus-o 1, 2, acum 5. Da? Ai înțeles de ce? 46. Deci 5 și respectiv 46. 5,46. Apoi, la cine s-ar mai împărți foarte bine 230? La... La produsul lor. Fiind și la 2 și la 5, 2 ori 5, 10. Da. Deci la produsul celor două de mai înainte. Și la 2 și la 5, deci la 10. Da. Ia să vedem cât face 230 împărțit la 10. 230. 230. Luăm o cifră. Luăm pe 2. A, da, dacă are 0 la sfârșit, cum se împarte? A, nu, două cifre. Foarte repede. 23. Da. Deci face 23, ăsta e rezultatul. Că așa se împarte la 10.
Să tai zero acela. Dacă împărțim la 100 și are două zerori, împărțim Tem zero. foarte repede. Da? Deci, așa, dacă vrei să o luăm așa cum ai propus tu, merge tot atât de bine. Deci, 10, câte cifre are? Două, da? Cum vrei să faci. Și zice, ca 1 în 2 de două ori. 2 ori 0, 0, 2 ori 1, 2, 20. 20. Scădem, ne dă 3. Trei. Și îl coborâm pe 0 și punem la rezultat 3 ori 10, 30 și da, dă la fel. Corect. Deci de acum nu mai facem să pierdem timpul așa. Știm cum se parte la 10, deci tăiem pur și simplu un 0. Ca să înțelegem și mai bine. Dacă ți-ar fi dat, să punem la rezultat acolo, care este perechea din numere? 10,23. 10 și respectiv 23. Da? Cele două numere sunt 10 și 23. Dacă ți-ar fi dat, așa, îți dau un exemplu, să-ți fi dat 300, 3700. 3700 împărțit la 10. Egal cu? Cu 370. Foarte repede, vezi? Foarte repede și sigur ai fești pe tine. Minunat, foarte bine. Dar dacă ți-aș fi dat 3700, împărți la 100. În 37. 3700 împărți la 100 de data Păi da, și aș fi luat. asta. Așa, ai zis foarte bine, 37. Dar m-ai Da, întrebat, n-ai fost foarte sigur, 37, anii adică 37. Așa. sigur. Dacă eu spuneam altă trăsnaie, tu spuneai, nu e adevărat. Păi n-a spus mai devreme că dacă e vorba de 10, tăiem un 0, dacă e vorba de 100, înseamnă 2 0 și asta mi-a ieșit mie. Da? Eu vreau să te obișnuiesc cu varianta asta de a susține foarte bine ceea ce spui. Pentru că ai văzut elevul acela. Nu știu dacă ai văzut filmulețul, l-ai văzut cu Mario. Am văzut, dar Nu nu am te-ai văzut dus până. partea în care. Ah, nu te-ai dus până la capăt. Știi ce? Dar n-am găsit partea, că am căutat-o, dar nu. Ce, l-ai găsit partea aceea unde Da. el se ceartă cu mine? Da. La problema a doua. Ne uităm acum și la sfârșit, ca să vezi, să te Chiar convingi. vreau să văd. Nu-ți povești astea, ci sunt lucruri care ți le-am spus cu tot dragul. Când eu mă păcălesc și când el plânge și când. Dar nu plânge, nu este în fața camerei să plângă. E în bancă, acolo, este și numai că insistă, spun, nu e adevărat, nu e adevărat. Și eu spun, cum să nu fie adevărat? Și e atât de interesant, pentru că de acolo înveți să susții cu foarte multă hotărâre punctul de vedere. Când ai dreptate, trebuie să știi să te bați până la ultima picătură de energie. Bun. Și acum să continuăm exercițiul nostru. Vezi, la mulțimea divizorilor am găsit așa, pe 1, pe 230, pe 2, pe 115, pe 5, pe 46, pe 10, pe 23. Și ce am sesizat noi? În timp ce împărțitorul crește 1, 2, 5, 10, uite, ne uităm așa, 1, 2, 5, 10, câtul împărțirii scade. 230, pe urmă 115, 46 46, și pe urmă 23. 23. Da? Da. Deci și de aștepta. Câtă vreme crește împărțitorul, scade câtul împărțirii. Nu? Așa trebuie. Că ele mulțite totdeauna ce dau? Cele două în pereche dau pe 230. Că la el facem referire. Despre acest număr vorbim. Așadar, la 230 am găsit acești divizori. În pereche i-am văzut noi. Ce vreau să te mai întreb? Am ajuns la 20. Oare mai fi și un alt divizor? Aici e problema. 23 ăsta. Are vreun divizor? Că am ajuns la 23 ca fiind cel nu, care tot scăzut. Și acum mă Da. întrebăm, ăsta mai are vreun divizor? Hai să luăm pe rând. Deci avem numărul nou la care am ajuns, 23. Și încercăm acum să vedem ce divizori mai are. La 2 se împarte 23. Stați, deci am zis. A, da, 23. Da, 23 este. Se împarte la
La 2? La 2 nu. Nu. Fiind? Hotărâtă. Și Nu. spune de ce. Spune de ce și insiste. Fiindcă la Dincolo. sfârșit are un 3, de la sfârșit e număr impar. Asta e. Trebuia să fie impar. Și nu este Da. impar. Categoric. La 5 se împarte? Nu. Nu. Fiindcă nu are la sfârșit 0 sau 5. Asta e. Astea sunt argumente foarte tare și foarte exacte. Așa că tu, dacă cineva vrea să te păcălească, spune, nu e posibil. Că nu-i trei și eu am toate exemplele mele, spun și din toată experiența care o am, spune-mi așa, că un număr se împarte la 5 când la sfârșit e 5 sau 0. Bun. Acum, despre 23, la 2 nu, la 5 nu. La 3. Oare 23 se împarte la 3? Nu cred. Hai să ne amintim când un număr se împărțea la 3, din ce avem noi la criterii. Când cifrele adunate se împart la 3 și 2 plus 3 dă 5 și împărțit la 3 nu merge, deci. Asta e. Deci nu, la început ai spus, nu prea cred. Dar tu ai și de experiența ta din tabla mulțirii. Că 3 ori cât se facă 23. Nu există nicăieri Sunt 23. doar 24. 21 și 24, dar 23 Da. nu se încadrează. Deci acesta nu se împarte nici la 2, nici la 3, nici la 5. E, stăm noi și ne tot întrebăm, ce să spunem? Oare o fi altul mai mare? Hai să încercăm la 7. La 6 nu se poate împărți. De ce nu se poate împărți la 6? Fiindcă în 6 se află 2 ori 3. Deci în 6 se află, nu, 5, 6 e compus din 2 ori 3. Și nu s-a împărțit la 2 el mai devreme, nu se poate împărți la 6. Da. Deci la 6 nu. Atenție, de acum la un număr par, nu l-am încercat pe 4. Știi de ce nu l-am încercat pe 4? Și am sărit la 2 la 3 direct, de la 3 la 5. Pentru că în 4 se află 2, că e 2 ori 2. Și 2 nu se poate. Deci nu încercăm noi să pe 23 să-l împărțim la 4, că nu avem nicio șansă. Nici la 6, nici la 8, dar niciun număr par. Deci dacă nu se împărți la 2, nu se va împărți niciodată la un număr par. Și de aceea, din clipa asta, ne ducem spre numele impare, cum s-a întâmplat. Ne-a dus la 3 și nu. La 5 și nu. Ne ducem la 7. 7 ori cât să facă 23? Din experiența care o avem? Nu prea este. Nu? 7 ori 3 fac 21. Da, 21 și 7 ori 4, 28. Sare peste el. da, Deci deci nu nu merge, nu. există niciun număr cu 7. Și când s-a întâmplat, ai zis 7 ori 3. Când s-a întâmplat acum să ai un împărțitor, iar la cât să încerci ceva mai puțin decât împărțitorul, mai mic decât împărțitorul, te oprești. Te oprești că nu mai are nicio rost. Deci vezi că noi am obținut perechile care? 1, 230, 2 și 115. Dacă te uiți acolo cum le-am obținut, da? 3, 5 și 4, 6, 10 și 23. Deci când se ajunge ca împărțitorul, cum a fost la noi 5, 10, să, vezi, când a fost împărțitorul 5, am avut câtul 4, 6. Când a fost 10, 23. Și când urcăm cu împărțitorul, ca valoare, și câtul împărțirii dăm mai mic decât împărțitorul, atunci ne oprim. Nu mai căutăm, că numărul acela degeaba căutăm mai mult, că nu va fi niciodată un număr care să aibă divizori. Ne oprim și așa. Există și numere care n-au divizori. Foarte tare. Deci există și numere care nu au divizori. Putem să încercăm și nu au. Ei, aceste numere care nu au divizori se numesc numere prime. Notează că asta e noutatea lecției de astăzi. Descriem. Numerele care nu au divizori,
se numesc numere prime. Numere prime. Prime, da? Prime și subliniem cu litere mari, prime, că e prima dată când tu auzi de acest cuvânt. Deci numerele care nu au divizori se numesc numere prime. Foarte, foarte important. Deci asta e noutatea de până acum în lecții. Criteriile am mai văzut, am repetat și ce înseamnă divizori, adică numerele la care conduc la împărțire exactă, am văzut criterii de divizibilitate, dar am întâlnit această noțiune nouă, numere prime. Și hai să începem de jos, să spunem, exemple de numere prime. Exemple de numere prime. Doi. Hai să luăm pe doi. Dar mă poți întreba, dar pe unul de ce nu-l luăm? Păi, unul nu are niciun divizor. Nu? Da. Deci, unul îl putem o să discutăm îndată după ce conti. Cu doiul. Ia să vedem doiul. Gata. Doiul are divizori? O, Există? Da. Cine este? da. Un ori doi. Un ori doi. Sigur că da. Sau doar aceeași chestie. Da, sigur că da. Deci are doi divizori. Unu și doi. Deci, d jos 2, d indice 2, așa, egal cu 1 și 2, atâta tot. Deci divizorii lui 2, ai văzut, nu? Cum a scris. Divizorii lui 2 sunt 1 și 2. Hai să-l cercetăm pe 3. Stați puțin. Pe 3. Da, să vedem divizorii lui 3. 3, ducă. De 3 Păi, egal. 1 ori 3. Corect. 3, da. 1 ori 3. Da. Deci 1, respectiv 3. Divizorii 4. lui e 4. 1 ori 4 Așa. și 2 1 ori 3. și 2 ori 2. Deci și 2-ul este. Alte cuvinte, și 2 este, da? Că e 2 ori 2, dar în mulțime nu putem zice 2 și 2. Într-o mulțime nu se repete elementele. Adică nu pun 2 și iarăși virgulă 2. Deci într-o mulțime nu se repetă, decât atât am spus. 1, 4 și respectiv 2. O singură dată. Nu se repetă, da? Ei, dar observăm că față de ce s-a întâmplat până acum, în afară, pentru 4, în afară de 1, 4, cum a fost la 3, 1, 3, cum a fost la 2, 1, 2, acum apare un divizor în plus. Este 2-ul acesta. Ei, hai să luăm și pe 5 dedesubt. Pentru 5, d indice 5 egal cu 1 ori 5. 1 și respectiv 5, așa. Da. Și atât, nu mai avem nimic în gheață, nu? Da. Așa au rămas. Pentru 6. 6. Avem prima dată 1 ori 6 și apoi avem 2 ori 3. Sigur că da. 2 ori 3. 2,3, da? Da, 2,3. Deci 4 divizori aici avem, da? Da. Ce constatăm? Până la momentul ăsta, hai să mai luăm și pe 7, te rog. 7. De 7, divizorii lui 7 sunt
1 ori 7. 1 și 7, Da, apoi. 1 și 7. Stai. Mai avem ceva? Nu. Nu, nu, nu mai există nimic și nu, nu mai avem nimic. Pentru 8, divizorii de 8 sunt. Asta ați mai spus. Așa, prima dată avem 1 ori 8. Apoi Da. avem, apoi avem 4 ori 4. Nu, 4 ori 4 Nu, fac 16. ori 2, ori 2, ori 2. Deci, cât este 2 ori 4, da? 2 și 4. Și cam atât pentru 8, că nu mai sunt alte perechi de numere. Pentru 9, divizorile 9. 1 ori 9. 1 și 9, apoi. Și cât? Și 3. A, 3 ori 3. 3 ori 3, dar noi nu putem repeta. O singură dată scrie pe 3, cum a fost la 4. N-am putut zice 2 ori 2. Da? 3. Apoi, pe 10. Hai să vedem pe 10. Divizorii lui 10. Prima dată avem 1 ori 10, Da. apoi avem 2 ori 5, Da. atât. Atât, hotărâtă, atât. Cine mai Atât. vrea să mai dea el, dacă mai găsește? Nimic în rest. Atât. Pentru 11 ne mai ducem un pic. Divizorii lui 11. Unsprezece tâc. Nu putem. 1 și 11. Da, un atât. Deci, neapărat. Vă observăm că mai toate numerele au pe 1 și pe el însuși. Toate numerele. 1 și 11. Că mai sunt alți divizori pentru alte numere, da, am observat până acum. Dar nu exista vreun număr care să nu aibă pe 1 și pe el însuși. Da? 1 și 11. Apoi 12, te rog. La 12 ce divizori găsim? Prima dată 1 ori 12, Așa. apoi 2,6, Așa. și atât. Crește-l pe 1, 2. A, 12, 3 11, ori 4. 3 ori 4, sigur că da. 3 ori 4. Observ că dacă îl creștem pe împărțitor, 1, 2, 3, câtul scade? 12, 6, 4. 4. Și cam atât, nu? Nu mai am altceva. Da. Deci totul s-a terminat. Și la 12, la 13, divizorii lui 13. Prima dată avem 1 ori 13 ca la fiecare număr Da. și atât. Atât, atât. Din toată experiența mea care o am la matematică, nu mai sunt alte două numere care înmulțite să facă 13. Asta e fără discuții. 14. Așa. Prima dată DG. Prima dată avem 1 ori 14. A. Apoi avem 12 ori 2. 12 ori 2 A, nu. face A, no. nu. No. 12 ori 2 fac 24, mult. Da, nu, am făcut altfel. Ai adunat 12 Am cu 2, adunat, am adunat. așa.
Mărturisim așa că important. Cât ori, cât să facă 14? 7 ori 2. 7 ori 2. 2 ori 7 zicem că a crescut, da? 1, 14, 2 ori 7. Și dacă mai creștem, nu, nu mai există altă pereche, după părere. Tu ce spui, mai este? Mai găsim o altă pereche? Nu. Nu. Categorie. 14, 15, divizorii lui 15. Avem 1 ori 15, avem 3 ori 5, Da. avem, da, 5 ori 3, tot aia, și mai nu, atât. Atât, atât. Pentru că 15 se împarte la 5 și la 3. 1 și 5 fac 6. Deci, astea sunt. La 16, divizorul 16. La 16 avem prima dată 1 ori 16, avem asta s-a scris ori, trebuie virgulă, 4,4, 4 ori 4. Adică să o luăm mai ușor. După 1, crești cu o unitate. 2. Se împarte la 2? Se împarte. Da. Deci 2 ori 2 și 8. 8. Sigur că da. 2 și 8. Vezi, eu țin să creștem ușor. Împărțitorul a fost 1, 2. Câturile sunt 16 și 8? Și acum dacă ai spus 4 ori 4, adică un singur 4 putem scrie, nu putem repeta într-o mulțime elementele. Într-o mulțime se scrie o singură dată elementul respectiv. Deci divizorii 16 și acestea sunt. Divizorii lui 17. 17. Avem 1 ori 17, avem Atât, atât, atât. Citam la o mulțime, spune foarte câte ori că se fac 17 și 1 ori 17. Nu mai avem. Urmează cine? 18. 18. A, ieri am scris așa. Divizorii lui 18 sunt? Asta scrie 2. Prima dată avem 1 ori 18. Avem 6 ori 3. Nu, îl iau ușor. 1, 18, am zis, crești cu o unitate. 2. A. Da? Nu, nu-i greșit ce ai spus tu. Nu-i greșit. Nu, Ce eu doar vreau că să... Ca să... vreau să iau în ordine. Așa, să-i luăm pe toți. Important să nu scăpăm ceva. De aceea suntem atenți. Da, Deci, 2 deci avem și... 2,9, Da? apoi avem 3,6. 3 și cu 6, da? Eu 3 am zis se invers divide. atunci. Așa, Da? 3,6. Cum scris? Așa, avem atât. Atât! Atât! Nici nu discutăm mai mult. Deci, clar. Divizorii lui 19. 19. Prima dată avem 1 ori 19. Da. La 2 nu avem, la 3 nu, atât. Atât. Divizorii lui 20. Avem 20. 1 ori 20. Avem 2 ori 10. Da. Avem 5 ori 4. Da. 5,4. Nu, 4,5. Adică în ordinea asta, ca să ții minte tot timpul, ca împărțitorul pe primul. 4,5. Repet, nu e o greșeală. Nu e o greșeală, dar ca să avem, când avem mai mulți divizori, să-i prinde pe toți, să nu scape ceva. Da. Mai avem Și ceva? avem, nu, atât.
Cât? Sigur că da. Divizorii lui 21. Mergem până la 100? Așa. Ca să vezi de ce. Am o chestie pe care trebuie să o... Dar eu acum, fiindcă m-ai oprit, și mulțumesc că m-ai oprit, am să zic ceva. Nu există nicăieri să fiu predat așa, cum îți predau eu noțiunea asta de număr prim și cu ce vreau eu să-ți povestesc acum. Deci, eu am să spun ceva din culise, cum mi-a venit în minte acum. Fiindcă m-ai oprit, noi am spus, facem și discuții de acestea. M-am gândit așa, cu ocazia asta, eu văd și ideea de divizor la 2, la 3, la 5, văd și care numere, adică vedem tabla mulțirii, tabla împărțirii, la împărțire acolo, cum se întâmplă, care sunt perechile. Deci eu urmăresc, din punct de vedere didactic, ca metodă, o evoluție care mă interesează pe mine și care să-mi permită să aprofundez și să pun lucrurile la punct la nivelul acestor noțiuni. Deci trebuie să ai răbdare. Chiar dacă acum te cerc, dar ce să fac chiar până la 100 să merg? Ca să putem să luăm un număr la întâmplare, să vezi ce strategii urmează. La întâmplare și să găsim toți divizorii, trebuie să ne obișnim cu chestia asta de început. Pentru că vom trage o concluzie imediată. Și o să vezi că merge foarte repede acum. Că te-ai prins de lucrurile acestea. Mai ales că orice număr are pe unul și pe el însuși, nu? Da? Ei, deci la cine? La 21. Te rog să vorbești. Ritmul avem, merge mai repede. Avem 1 ori 21. Da. Avem prima dată, stați să iau, cum ați spus, în ordine, 3 ori 7. Așa, foarte frumos, da. Și atât, gata ești. La divizorii lui 22. 22 avem 1 ori 22 și atât. Atât. Mai încearcă. Da. Nu mai vrei să mai încerci? Atât. Că vrei tu să te oprești, dar la 2 nu s-ar împărți, că ultima cifră este 2. Deci de ce? Deci atentă de acum la criterii de divizibilitate. Un număr se împarte la 2 când ultima cifră e 2 sau 0. La noi este 2. Se împarte la 2. Și 2 da. 2 împărți la 2 face? Da. 11. Deci... 11. Deci 2 și 11. Ori 2. Ai văzut acum de ce am insistat să facem în continuare? Pentru că trebuie să ai tot timpul în minte toate criteriile, trebuie să le ai după tine. Cu cât numărul crește mai mare, tu nu mai ai posibilitatea să dai răspunsul foarte rapid. Hai să zicem, divizorii lui 23. Avem 1 ori 23 și... Atât. Atât? Dar spune cum ai hotărât, spune cum ai interesat. Dar de cum ai hotărât? Cum am hotărât? Da, cum ai hotărât asta? Pur și simplu, nu mai cred că... Nu mai crezi, dar trebuie să spui așa. La 2 nu se poate că ultima cifră e 3. Da. La 5 nu se poate că ultima cifră nu e 5 sau 0. Deci eu m-am socotit. Asta, înainte de a spune, cred că cam atât rămâne, spui și ce argumente ai avut. Deci la 2 nu, la 3 nu, că 2 și cu 3 fac 5 și nu sunt parte exact. La 5 nu e 0, nu e 5, la sfârșit. Da? Și nu, din tabla mulțirii mie nu spun că vreodată cât oricât să facă 23. Asta, deci la asta 21, 24. Așa. Divizorii lui 24. 1 ori 24, acum să o iau pe rând, am prima dată 3 ori 8. Stați. Da, 3. Bun, dar și 2 este. Că ultima cifră e 4. Deci se împarte și la 2. Aia. Deci 2 și... Da, prima dată 2 și îmi dă 12. Deci 2 și 12,
Deci 2,12. Am zis prima dată 3. Deci 3,8. Apoi 4,6. Da. Mai din cap. Trebuie să... Deci sunt numere care au mai mulți divizori, nu? Observăm. Da, apoi am scris 4,6, aș avea 6,4 de aceeași Nu chestie. mai este. Atât, gata. Și atât că da. Perfect. Divizorii lui 25. 24, 25. Așa, prima dată avem 1 ori 25 și se împarte la 5, că la sfârșit are 5. Da. Deci, 5, 5,5, Dar nu pot, nu repetăm o 5, singură. gata, 5 singur. Singur. Și cam atât. Și cam atât, sigur. Altceva nu știu. Din tabla mulțirii, cât o știu eu, numai 5 ori 5. A urcat până aici și gata, acum. Divizorii lui e 26. 26. Avem 1 ori 26. Avem prima. A. 20. Stați puțin să fac ceva aici. Nu, atât cred. Dar la 2 nu merge? Ultima cifră cât este? 6. 6, e par. Da! 13. Deci 2 și 13, sigur că da. 2,13. Și cam atât. Da. Să-ți mai spun o poantă acum. Când decâtul împărțirii ajunge cum e aici și 13 și ăsta nu se mai împarte la nimic, că simți când mai are divizori, te oprești. Nu-ți mai pui problema. Dar tu trebuie să te duci până la momentul acela în care, dacă ai criterii la îndemână, tu le testezi. Nu, și le ai pe tot timpul la îndemână, la 2, la 3. De aceea criteriile s-au făcut întâi. Că eu nu puteam să nu spun criteriile. Dar criteriile am făcut mai devreme ca să le aplicăm acum, să fim cu ele, să le știm și să spunem îndată, în fiecare situație care să ne ajute să descoperim divizorii. Divizorii 26, divizorii lui 27. 27. Avem prima dată 20, nu, 1 ori 27. Da. Avem 3,9 și Da. atât. Și atât. Uite cât de clar ești. Foarte clar. Deci foarte clar. La 2 nu merge, un cap de discuții. Deci tabla mulțirii ne ajută foarte repede. Cât oricât îți merge, da? Și atunci te duci. Divizorii lui 28. Sunt. 28. Avem prima dată 1 ori 28. Avem 4,7. Dar de ce nu e cu 2? Asta vreau să zic acum. Deci, întâi 2. 2 și. Da, deci dacă se poate la 2, îl luăm mai întâi pe 2. Da, sigur, neapărat. Da, deci să șterg aici. Deci 2 ori 14. Da. 2,14 și 4,7. Corect, s-a terminat. Divizorii 29. lui 29. Avem 1 ori 1,29, avem 3. A, nu, avem la 2 nu putem, fiindcă e Așa, impar. asta îmi place. Așa, abia acum. La 2 nu. Dar la 3. Nu știu. Nu, nici la... Nu Nici la 2, că 12 cu 9 fac 11. Nu se împarte. Gata. Nu mai este nimic. Gata. La 5 nu. E limpede că rămâne numai 1 și 29. Așa. Divizorul 30. Avem 1 ori 30. Da. Avem 3 ori 10. Da Nu, doiu? 30 împărțit la 2. Da doiu?
Deci mai să repet doi, că ultima cifră este 0. A, doi, trei ori, un, nu. 2 ori. Păi asta vreau să zic, 30 împărțit la 2. Cât este? A. 15. 15. Deci 2 și 15. Da? 2 și 15. 15. Și apoi am zis 3 ori 10. Bun. 3,10. Atât. Da, mai uite-te un pic. Criteriile. Mai atât. Criteriile. Ar mai fi împărțit la 2 la 2 o fost. Am scris deja 3 ori 10. Așa. Că am făcut împărțit la 3, 3 plus 0, 3 și se împarte la 3. Da. Așa și... La 5. Șase. Păi vezi, deși 5 și 6 e pereche. Nu avem, nu sărim nimic, criteriile avem tot timpul. Noi mergem și zici, hai să vedem, 2, 3, 5, 2, 3, 5, da? Tot timpul da. Studiem asta. Divizorul lui 31. Avem 1 ori 31. Da. La 2 nu putem. La 5 nu putem. Așa. La 4. Păi la 3 nu putem. Atât. La 5 nu? La 5 am zis nu. Așa. Atât. Și repede spui, din tabla mulțirii nimic nu spune mie cât oricât, da? Pentru că dacă vrei să încerci la 5, ar fi fost, a fost 30 cu 31 nici vorbă. 5 înseamnă 5 sau 0 la sfârșit, nici vorbă. Da. Deci atâta rămâne pentru el. Divizorii lui 32. Avem 1,32, avem... 3,11. Te rog să nu sari. Ăla e la celălalt. Da. La 2 avem 16. Da. 3,16. La 5 nu merge. La 3 nu merge. Da, după 2... La 3 ai spus că nu merge, nu? De ce nu merge? Că 3 și cu 2 fac 5, da? 5, da. Acum, când ai par și ai spațiu destul de mult, cum este la noi 32, fiindcă mergi la 2, încerci dacă nu mergi la 4, adică multiplul lui 2. 4 ori 8. Da. Cât? 4 ori 8. 4 și 8, sigur că da. Și atât. Da. Și atât. Dar cred că ai spus foarte bine. E bine așa. Deci divizorii sunt 1 și 32, 2 și 16, 4 și 8 și atât. Și atât și punct. Dar am mai descoperit ceva aici. O chestie foarte importantă și sublinează acolo. Fiindcă o mers la 2, te gândești dacă nu merge și la 4 pe urmă. Adică de 2 ori 2. Dacă numărul e destul de mare, cum a fost la noi 32. Deci vezi? Este foarte importantă această chestie. Că noi măturăm de jos în sus. 1, 2, 3, 4 și tu ai spus la 3 nu merge. Ți-ai luat la revedere de la 3 de la început, că ai văzut asta, la 5 nu merge, dar au mers la 2. Și dacă mergi la 2 și numărul e suficient de mare, încerci și la 4, adică de 2 ori 2. Da? Poți încerci și la 8, adică de
trei ori câte doi. Depinde cât de mult îți permite numărul. Deci, practic, încerci până când, și asta se întâmplă cu fiecare divizor, pe urmă, multiplu de acest divizor. Dar vom vedea la numele mai mari. Divizorul lui 33. Avem 1,33, avem 3,11 și atât. Și atât. Foarte bine. Foarte bine. Divizorul e 34. La 34 avem 1,34, avem... Nu, nu merge asta, nu-i bun. Se împarte la... 4 este par, deci se împarte la 2. Așa. Și facem 30. 17. 2 și 17. Da, deci 2 și 17. Și când te uiți la 17, ca despre care l-ai mai întâlnit de acum, în minte, e clar că 17 ăsta nu mai are alți divizori. Deci Da. 17 ăsta numai... Și atunci te oprești fără nicio emoție, da? Când ai ajuns acolo. Mergem mai departe. Divizorii lui 35. 35. Prima dată avem 1,35. Da. Se împarte la 5 Așa. și dă Te-ai dus 6. direct, te-ai dus direct la 5. E bine, dar de ce nu te-ai dus la 2? Păi nu am dus la 2 fiindcă 5 nu e parul. Așa. Păi asta vreau să spui. Deci tu trebuie să... am dus pentru că de la 2 știu că ar trebui să fie par la sfârșit, în cifra unităților. Nu-i. La 3... Nu, că 3 cu 5 fac 8, nu se Da, poate la 3. Și deci direct la la 5. 5 Așa. și avem 5,7. Corect. Și din tabla mulțirii așa, doar 5 și 7. Atât. Atât, Divizorii lui 36. 36. Avem 1,36. Mă duc la 2, fiindcă 6 par Da. și fac împărți la 2 și dă 18 și fac și zic 2,18 și Atent acum, fiindcă 14 ăsta, fiindcă 18 ăsta s-ar mai împărți la 2, te gândești că poți să 6 iei un multiplu de 2. Deci ai mai zis, îl mai iei și pe... mai e 4 mai a Da, mai da. e 4,9 mai e 6 că nu pot spune încă un 6. Da. Și am uitat pe cineva, că eu sunt vinovatul aici. Te-am grăbit. În ordine, dacă am fi păstrat, sigur îl prindea și pe acela. Ai zis 1, 2 și l-am pășit pe 3. Oare la 3 s-ar împărți? Nu știu. Ba da, trebuie să știi. A Că da, 3 cu 6, 12. dar 3 cu 6 fac 9. Știi că ai șmecheria de ce dinainte. A, trebuie să șterg toată. Da, deci 3 cu 6 fac 9. Deci e bine. Nu, nu, nu trebuie, doar că nevoia de a avea în ordine aceea. Dar eu am greșit aici, te-am grăbit. Deci și 3 și cât? 3 ai spus și 12. cu? 12. 12. Și să Da. scriu nou 4. Și 9 și 6. Da. Bun, bun. Ca să apară ca într-o oglindă evoluția. 37. Divizorii lui 37. 37. Prima dată avem 1 ori 37. La 2 nu putem. La 5 nu putem. La 3. Stați, 3, la 3 nu putem. Așa. Deci ar fi La 5, nu? La 5, nu? da, la La 5. 5 nu mergem, am zis. Da. Atât. Și întrebând de o tablă a mulțirii, nimic nu mai îmi spune. Nimic. Cât ori, cât să facă 37. Apoi, divizorii lui 38. Avem prima dată 1 ori 1,38. La 2 merge, că 8 e par. Așa. Deci 38 părți la 2, 2. Deci 19, deci scriu
2,19. Bun. La 5 nu merge. La 3. Nu. Bun. Și din tabla Cercetând numărul. eu pe 19, la care m-am oprit, pare fi un număr de la care nu mai are niciun divizor. Da. Și gata, m-am oprit. Și, Atât. deci, e limpede, da? Corect. Deci, divizorii lui. 39. Avem prima dată 1,39. La 2 nu merge că e impar. La 5 nu merge că n-are la sfârșit 0 și 5. La 3. La 3 merge. Da, la 3 merge. Merge, da? Adică 3 și cât? Și 13. 3 și 13, sigur că da. Și atât. Și atât. Că 13 ala nu mai are. Câtul Nu dacă, pare da? Merge mai departe. Divizorii lui? 40. Bun. Avem prima dată 1,40. Virgulă. Avem să mă gândesc. 5 ori 8. A, nu, stați. Prima dată îl iau pe 2, că se poate împărți la 2. Că Așa. 0 e par, deci avem cât am zis? A, da, 2, 20, deci 2,20. Așa. Și la 5 merge. Păi sigur că da. Sigur Ca că are la sfârșit 0, deci avem 5,8. da. Mai avem a, da, mai avem 10,8 10, virgulă 4 10,4 sau 4,8. sau 4,10 dacă vreau să spun. 10, corect. Da. Da. 4,10 dacă vrei să. 4,10. Ei, eu te chiar spuneam mai devreme că dacă o mergi la 2 și ai spațiu, lei de două ori pe 2, adică 4 și 10, vezi cât de frumos a fost, da? 4 și 10, ca să fie o ordine, zicem așa, 4 și 10, apoi. Deci 4 și 10 și apoi atât. Atât. Noi urmărim să-i creștem pe ăștia ușor. Cât împărțitorul? 1, 2, 5, 4. Da? Deci asta a fost. Tu ți-ai folosit criteriile cu foarte multă atenție până la 5. Și de acum, de acolo, dacă încă spațiu îți permite, și mai ales la împărțirea la 5, ți-a dat 8. 8-ul acesta spune că îl mai are încă pe 2. Și atunci iei de 2 ori 2-ul. De două ori doi, care înseamnă 4. Și 4 și 10, iată, este încă o pereche. Stai o secundă. Dar 10-le ăsta ar mai avea pe încă un 2 și ar trebui să iei 8-ul. 8, dar 8 a fost luat. 5 și 8, 8 și 5 a fost împrins, da? Deci cam ăsta sunt, nu cam ăsta, sigur ăstea sunt. Ăștia sunt divizorii. Divizorii lui 41, da? Da. Avem 1,41 Da. și atât. La 2 1. nu se poate, la 3 nu se poate, la 5 nu se poate. Bun, perfect. E, acum eu te las să conduci tu câțiva divizori vorbind. Adică îți imaginez că eu stau aici, te las pe tine să faci până la 45. Nu faci continuu și eu te iau, văd exact unde ai rămas, dar cu voce, da? Și când ne întoarcem, repetăm încă o dată cum ai procedat. Și Ok, cum verificăm, da? Ca o temă. Ok. Deci zic tare. Da, zici tare ca să se înregistreze. Ok. Divizorii lui 42. Avem prima dată 1,42. Dar 41 l-ai făcut? A, da, l-am făcut eu, dar am sărit peste el. Ah, bun. Deci, divizorii lui 41. Avem prima dată 1,41.
1, la 2 nu se poate, fiindcă 1 este impar, la 3 nu se poate, fiindcă 4 plus 1 dă 5 împărțit la 3 nu se poate, și la 5 nu avem la final 5 sau 0, deci nu se poate. Și avem numai 1,41. Și întrebând de o tablă a mulțirii, nimic nu mai îmi spune mie despre tablă, nu? Că ar fi două numere care se împart. Așa, comentariul ăsta faci. Mergem mai departe. Ok. La 42, la divizorul 42 am 1,42. Fiindcă la final este 2, îl pot împărți la 2. Deci 42 împărțit la 2. Avem 21. Deci 2,21. La 5 nu se poate, fiindcă la sfârșit nu avem 5 și 0. La 3 da, îmi dă. Deci și mai scriu 3,14. Și dacă mi-amintesc din tabla mulțirii. A, 6,7. Și atât. Divizorul lui 43. Avem prima dată 1,43. La 5 nu se poate, fiindcă la sfârșit n-avem 0 sau 5. La 2 nu se poate, fiindcă 3 este impar. Și la 3... nu se poate, deci doar 1,43. Și dacă mă uit, mi-amintesc eu din tabla mulțirii, nu, dă nimic, 43. 44. Divizorul lui 44. Avem 1,44. 4 este par, deci putem să-l împărțim la 2. Și avem 44 împărțit la 2. Și avem 22. Și punem 2,22. La 5 nu putem. Și la 3 nu prea... Nu. Și cam... Atât. Divizorul e 45. Avem prima dată 1,45. La 2 nu se poate, fiindcă 5 este impar. Deci luăm pe... am ajuns la 45. Mă bucur mult să notez și eu. 42. Divizorul 42, spune-mi tu. A, să-l fac din nou, ok. Divizorul lui 49 sunt 1,42, da. 2,21, da. 3,14, da. Și 6,7. 6,7. Perfect, perfect, mă bucur mult. Acum, cred că ai comentat aici. Da. Dacă e găsit perfect, înseamnă că e și comentat, după cât îmi dau da, seama. Te pun să comentez acolo unde nu e găsit pe toți. Da? Deci la divizorul 42 e perfect, la divizorul 43. La divizorul 43 sunt doar 1,43, fiindcă la 2 nu putem, la 5 nu putem, la 3 nu putem. Perfect. La divizorul lui 44 avem 1,44 și 2,22. 2,22. Da, la divizorul... Stop. Eu ți-am spus așa, că în situația în care la împărțire, bunoar la împărțirea la 2 acum, ai descoperit că 22 ar mai merge odată la 2. Că ultima cifră a lui 22 este 2. Deci el ar mai suporta odată la 2. Și atunci îl iei pe dublul lui 4. Pardon, pe dublul lui 2. Adică de 2 ori 2. De 2 ori 2, 4 ar fi. Da. Și atunci încerci împărțirea lui 44 la 4. A, da, care dă 11. Asta am uitat. Da? Deci perdeam perechea de divizori 4 și 11.
Deci, atenție foarte multă. Când la împărțire, câtul împărțirii mai vrea o dată, câtul împărțirii mai vrea o dată prin divizor, atunci noi îl luăm încă o dată pe el, adică îl dublăm. Și cine a fost divizor? A fost 2 și atunci am luat de 2 ori 2, 4. Mergem mai departe. La divizorul 45, acum îl facem. Și Da. am făcut puțin. Avem 1,45, avem la 2 nu se poate, se poate la 5. Avem 5,9 și la 3 nu știu ce să zic. Da. 3,15. 3 și 15. Perfect, perfect. 46. 46. Avem 1,46. Îl luăm pe 2, fiindcă 6 e par. Și zicem 46 împărțit la 2, 23. Da. 2,23. Pe 5 nu putem, pe 3 nu putem. Și dacă mi-amintesc eu, dacă mă uit în tabla înmulțirii, nu prea dă nimic. Deci nimic nu mai lasă ție posibilitatea. Ba mai mult, la împărțirea asta la 2, ți-o dat 23. Da. Și dacă te uiți în urmă la 23, ia caută-l pe 23 la divizorul 23. La un moment dat, în divizorul 23, nu avea E decât doar pe 1. 23 Atât! Și asta nu mai are divizori. Deci când dai peste un astfel de număr, care nu mai, astea se numesc numere prime. Astea care nu mai au decât pe 1 și pe el însuși. Deci când ai ajuns la un număr prim, gata, te oprești. Mergem mai departe. stați aici, așa. 47. Da. Avem prima de divizorii lui 47. 45, 46. Ai uitat pe 40. Ba, ăsta a fost 46, da. 47, bine. Eu. 47. Avem Da, 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 da. divizorii lui 47. Avem prima dată 1,47. La 2 nu se poate. La 5 nu se poate. La 3, pardon, nu se poate și dacă la tabla mulțirii nu prea cred, nu. Deci, din tabla mulțirii de experiență, cât oricât se facă 47, nu am nimic. În mintea mea nimic nu răspunde. Da, de acord. Nimic. Divizorii lui 48. Avem stați divizorii lui 48. Avem prima dată 1,48. Apoi avem cu 2, fiindcă 8 este par. 48 împărțit la 2, 24. Da. 2,24. La 5 nu putem. La 3 da. Așa. 3,16 și mai avem acum din tabla înmulțirii 6,8. 6,8. 6,8. Și 6,48. atât. Acum există pericolul, fiindcă 8-ul ăsta păstrează la ultima variantă și păstrează încă un 2, m-aș gândi să-l iau dublului 2. Dublului 2 care a mers mai devreme. Noi am împărțit la 2, dar încă se păstrează încă un 2. Ar mai vrea prin încă un 2. Și încă un 2 înseamnă 4. Și atunci vedem dacă nu se împarte acesta la 4. 48 dacă nu se împarte la 4. Merge. 12. Vezi? Deci 4 și 12. Îi punem la sfârșit. Nu e important să îi punem în ordine acum. Deci când am epuizat noi criteriile și ne dăm seama că la ultima încercare acolo se păstrează încă un număr la care ar putea să mai dividă, adică cum a fost la noi 2 de a mers, luăm și multiplul lui, adică îl dublăm pe 2. Dublat sau triplat, dublat de data asta 4. 4 și 12, da? Ia să mai văd eu dacă nu cumva
Ba da, cam atâta este, nu? Că la 8 ai O, făcut 6 ori, fac 48. da. Da? Deci care sunt divizori? Să repetăm încă o dată. 1 și 48. Zi tu. 1 și 48, 1,48, 2,24, 3,16, 6,8 și 4,12. Vezi? Pe care îi pierdeam? Pe 4 și 12. Da. Îi pierdem. Îi pierdeam pe 4 și pe 12. Iată că i-am Ne mai prins. Deci nu mai avem, am prins tot ce trebuie, am prins pe toți divizorii. De acord. Divizorii lui 49. 49. Avem prima dată 1,49. La 2 nu se poate. La 3 nu prea cred. Nu. Nu se poate. Și la 5 nu. Și din ce mi-amintesc eu din tabla mulțirii, nu. A! 7,7. Așa, șapte, adică. Și poți să-i pui un 2 de sus acolo, adică de 2 ori 7 ori 7. Dar ca un 2 micuț acolo ca să înțeleagă, să înțelegi tu că am mai avut noi experiența asta, nu? Da. Adică am pus aici, l-am avut la 5, la 25, adică pui un 2 micuț acolo sus ca să înțelegi tu că n-ai putut să-l mai repeți încă o dată pe 7. Dar aceste numere, 49, 25, 36, poartă ele un nume despre care o să vorbim îndată. Dar deocamdată pune acolo și când vom să facem discuția la sfârșit o să-ți povestesc. Mergem mai departe. Divizorii lui? 5, divizorii lui 50. Da. Avem prima dată 1,50. Da. Luăm pe 2 fiindcă putem, fiindcă 0 este par. Și Corect. 50 împărțit la 2, 25, deci 2 ori 2,25. Și putem să împărțim și 5, că avem 0 la final. Deci Bun. 50 împărțit la 5, 10. Și Deci scriem 5 și 10, 5 și da. 10. Așa. Ce să mai fie? Ce am scris? La 3 oare? Nu. 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 Cam atât. Nu. Nu, e cam atât. Stai, nu, trebuie să fii foarte atentă și să spun. Eu sunt hotărâtă să spun că 50 nu are decât acești divizori. Și acum argumentez, ai zis foarte bine. La 2 l-am prins. La 5 l-am prins. La 3 nu se poate, că e 5 cu 0, nu? La 10 l-am prins, că e 5 ori 10. Da. Ori 10 ori 5, tot una este, da? 25 ori 2 am prins. 2 ori 25 sau 25 ori 2 prins. Ăștia sunt toți divizori. Gata, sunt hotărâtă că nu mă pot gândi să iau dublul lui 2. Dublul lui 2 ar face 4 și 4 ori cât să facă 50, nu există. Nu, n-am cum. În concluzie, atâta rămâne. Divizorii lui 50, divizorii lui 51. 51, avem 1,51 și atât. Da, și atât. Uite cât de rapid simți exact. Ieșiți-o că n-ar mai merge. Oare chiar așa? Oare numai atât? Ia să vedem, Chiar. prin 3 nu merge? Poftim? Prin 3.17. Da. Merge. Merge. Vezi? Deci, 5 cu 5. 1 fac 6. Și ai foarte rapid de controlul. Deci mai avem și 3, respectiv 3 și 17. Deci divizorii sunt încă 3 și 17. Nu-i de acela prim, adică să aibă numai pe 11 în însuși, ci mai are și alți divizori. Da? Divizorul lui 52. 52. Avem
52, prima dată 1,52. Avem, Da. putem să-l împărțim la 2, că avem 2 la final și e par. Deci 52 împărțit la 2, 26. Deci 2,26. 2,26. La 5 nu putem, că nu avem la final 0 sau 6, 0 sau 5. La 3, nu. Și dacă mă uit, atât. Atât. În Atât. tabla mulțirii. Dar totuși, o suspiciune apare că 26 ar mai cere un 2. 26, fiindcă are cifra asta de la sfârșit. Mă uit înapoi la 26 și avem 1,26 și 2,13. Deci, el are... așa. Deci, mai are un 2. Și a 2-ul acela și cu 2 ori 2 ăsta din față, deci, practic, cum vine aici? 26 avea un 2 și un 13, da? Atunci ne permite să-l multiplicăm pe 2 și mai încercăm prin 4. Că vezi, a fost 2 și 26. Și fiindcă 26 mai cere încă un 2, atunci noi vom lua ca divizor dublul lui 2. Și dublul lui 2 e 4. Și se împarte la 4. Ia vezi, împărțirea la 4. Deci 52 împărțit la 4. 52 împărțit la 4. 13. Asta e. Deci tu acum te-ai uitat în urmă și ai văzut 2 și 13, dar trebuie să spui că perechea este 4 și 13. 4 și 13. Pentru că fusese 2 înainte și l-ai multiplicat, 2 multiplicat, adică dublat de data asta, 4 este. Și împărțirea poate și la 4. Deci nu avem un criteriu de divizibilitate la 4. Mai greu la 4. O să vorbim și de asta mai târziu. Dar deocamdată, important este să descoperim când tocmai credem că nu s-ar mai împărți, ne uităm la el, la câtul împărțirii, dacă este, cum a fost mai înainte la divizorul 51, dacă este 17, stop, că e număr prim, dacă este ca în situația de acum, 26, care mai cere încă un 2, 26 mai cere un 2, atunci pe 2 dinainte îl dublăm. 2 dinainte dublată e 4. Și 4 înseamnă că vom face împărțirea lui 52 la 4. Și la 4 înfăcând-o, ne-a dat 4 ori 13. Da? Deci așa, da, o să mai întâlnim situații de acestea și învățăm. Nu se învață decât prin experiență, prin situații concrete. Că eu dacă îți povestesc de acestea, sunt lucruri abstracte. Adică dacă eu spun ții lucruri pe care le înțeleg eu, degeaba spun aceste lucruri dacă nu le înțelegi tu. Deci când le înțelegi foarte bine? Când ne lovim de lucrurile din teren, adică din exerciții. Acolo ne lovim și noi înțelegem lucrurile acestea din practică. Deci matematica s-a născut din nevoile practice, concrete, nu din povești, așa cineva e venit în minte. Divizorii lui? 53. 53. Avem 1,53 și atât. Așa. La 2 nu se poate, la 5 nu se poate, la 3 nu se poate. Foarte bine. Trebuie să spun că ușor, ușor, ăsta e număr prim. Numerele acestea care le găsim, care nu au decât pe unul și pe el în sus, numesc numere prime. La sfârșit o să le selectăm pe toate și le punem deoparte într-o listă. Numerele lui 54. Avem prima dată 1,54. Putem să împărțim la 2, că 4 este par. Și împărțit la 2 ne dă 27, deci 2,27. Și mai avem din tabla mulțirii 6,9. Așa. Dar să nu ne grăbim. Oare la 3 nu merge? Că am vorbit noi, luăm să nu pierdem vreunul. 18. Da? Merge că 5 cu 4 fac 9. Eu am avut controlul rapid. Deci 3 și 18. Da? Da. Apoi ai spus tu 6 și cât ai zis? 0,9. Da, 6 și 9.
Și cam atât. Da, stați acum că le scriu în ordine. Nu e nevoie să scrii în ordine. Ascultă-mă. Numai când. Da, mi-ai scris foarte bine, dar să spun că nu are importanță ordinea elementelor. Însă scrierea lor este asta făcută de mine și am insistat ca să nu pierdem ceva. Când ți-am zis 1, 2, 3, tocmai te-ai dus la 6 și 9 și ai sărit peste cercetarea lui 3. Și perdeam pe 3, 18 varianta asta. Mergem mai departe. Divizorii lui. 55. Avem 1,55. La 2 nu putem. La 3 nu, deci la 5. Așa. Și avem 11. 5 și 11. 5 și 11. Și atât. Și 11 ăsta e număr prim de acum? Că îl recunoști. Sunt parți la nimic. Gata. Închei discuția. Divizorii lui 56 sunt 1,56. La 2 îl putem împărți că 6 este par, deci 56 împărțit la 2, 2, 8, 28. Da. Și avem 2,28. La 5 nu putem. Da, o secundă, o secundă. Da, la 3. Asta vreau să zic. La 3. Nu. Nu. Și acum stop. 28 mai cere odată un 2. Mă uit înapoi, 28 are 1,28, 2,14, 4,7. Deci 28 mai cere neapărat un 2. Da? Deci acum noi căutăm să luăm dublul 2 dinainte. Dublul 2 e 4. Deci 56 se împarte la 4, e vezi. 4, 1, 14. 4 și 14. Și fiindcă 14 se mai împarte odată la 2, Împărți la 8. De ar fi 7. 8. Da. Și face 7 și 8. 8 și 7 sau 7 și 8, da? Da, 56. 7 și 8. Și cam asta e, nu? Da, asta. Deci noi am făcut o analiză atentă, am luat 3 nu poate, 2 am văzut, 4, 7 și 8 e terminat exercițiul. Dacă te uita la divizorile 28, ce divizori ai găsit acolo? 2, Am uitat, 14. am 2,14, 4,7. Da. Însă cea mai bună este analiza care ți-am spus-o acum, când ai văzut că mai cere încă un 2, ai dublat pe 2 înainte și ai zis 4, ai făcut împărțirea și dacă se păstrează încă o dată un 2, multiplicat 2 acela de 3 ori. Mergem mai departe. Divizorii lui. 57 sunt 1,57, la 2 nu putem, la 5 nu putem, putem la 3 și ne dă 19, 3,19. Bun, bun. 3 și 19. Și te oprești sau mai încerci ceva? Nu mă opresc fiindcă am uitat în spate și 19 este număr prim. Număr prim, gata. Perfect. Divizorii lui? Divizorii 50 și. lui 58. Avem 1,58. Îl putem împărți la 2, că 8 e par, deci 58 împărțit la 2. 9, 29. 2,29. La 3, nu. Și la 5, nu. Și dacă mă uit la 29, atât, e număr prim, deci m-am Da, încurcat. ne oprim fără niciun comentariu. Divizorul Divizorii lui. 59. Sunt Da. 1,59. La 2 nu putem. La 3 nu putem. La 5 nu putem și atât. Număr prim. 5 cu 9, deci ai socotit, nu merge. Și Da. gata, din ce îți dai seama, din tabla mulțirii, pare să fie și Nimic. asta un număr prim. Este important să le știm numele prime?
Păi, foarte important. Că vezi, acum tu te uiți în urmă. Dar dacă le știi, gata, nu te mai uiți în urmă. E ca la tabla mulțirii. Deci de aceea muncim pentru asta. Să deci le știm. Divizorii lui 60. 60. Prima dată. Luăm 2. Deci 1 și 60. Fiindcă 0 este par și luăm prima dată pe 2 și avem 30 și scriem 2,30. Da. Putem și cu 5, că Așa. avem 0, deci împărțit la 5 este 12. Da, Avem 5 și 5,12. 13. La 3, cred că, da, 20. Așa. 3,20 și 6,10. Și 6,10, corect. Cred că, da, atât. Stop, stop. Tocmai observam că se mai încadrează un 2. Atât la 30 cât și la 10 ăsta cere încă un 2. Și dacă cerem cu un 2, înseamnă că luăm pe dublul lui 2 de la început ca divizor și vine 4. Cred că se împarte și la 4. Ia vezi. 60 la 4. 15. Așa, 4 și 15. 45. Foarte tare, foarte tare. Ia să vedem noi. Deci din tabla mulțirii, din 60 suntem noi. Deci ai zis 1 și 60. Ai zis 1 și 60, da? 2 și 5 și 30. 30. Reluăm încă o dată. 5 și 5 și 12. 12. 3 și 20. 3 și 20, da? 6 și 10. 6 și 10. 4 4 și și 15. 15. Cred că uitam să-l prind pe 4 și 15 dacă nu eram atenți. Uite. Da? Da. Deci 4 și 15 scăpam. Și de aceea trebuie să urmărim și acest lucru. Anume, să urmărim dacă la cât se mai păstrează un 2. Cum noi am mers la împărțirea la 2 și au zis 2 și 30. Dar n-am mai urmărit mai departe dacă nu cere dublarea lui 2. Dublarea lui 2, adică dacă un 2 nu se păstrează în continuare și s-a păstrat. Și atunci avem grijă la asta. Mergem la divizorii lui. Divizorii lui 61. Avem 1,61. Da. La 2 nu putem. La 3 nu putem. La 5 nu putem. În tabla mulțirii, dacă mi-amintesc, nu am nimic să dea 61, deci nimic, gata, atât. Deci, clar că nu avem nicio Număr șansă, da? prim. Nimic. Așadar, închidem acolo, dar și mergem mai departe. Divizorii lui 60 și. Divizorii lui 62, avem 1,62. Îl putem împărți la 2, fiindcă 2 e la final, și ne dă 31 și Deci 2 și 31. 2,31. Iar 31 este. Iar la 3. 31 nu are divizor din ce știm noi, din Da. experiența din urmă. Dacă te Dar uiți la 31, n-are. e prim, da? E prim și ne vedem de treabă. Divizorii lui. Divizorii lui 63. Avem 1,63. La 2 nu putem. La 5 nu putem. La 3, da. La 3, da. 3,21. 21, foarte bine. Și dacă ne uităm la 21, nu, are și un 3,7. Deci Are. are și A, un da. 7. Și încă un 3. Au Ah, la dacă 7,9. și tabla mulțirii îmi spune. 7,9.
7,9. Vezi? Foarte, Santa. foarte interesant. Deci noi trebuie să colaborăm tot timpul și cu tabla mulțirii. Și cu... Deci e extraordinar de interesant. Foarte tare este aici. Divizorii lui 60. Da, o pagină. 64. 64 sunt. Așa, avem 1,64 prima dată. Putem să-l împărțim la 2, fiindcă 4 este par și avem 64 împărțit la 2. 2. 32. Da. Deci 2,32. La 5 nu putem. Ne-a mai rămas la 3. Nu putem. Și dacă mă uit în tabla mulțirii, 64 am doar 8,8, atât. Da, dar acum să o luăm, fiindcă în 32 s-ar afla încă un 2 și prin 2 am mers odată, îl dublăm pe 2 și încercăm prin 4. Ia A să vedem, patru. 16. Așa, 16. Deci 4 ori 6, 4 și 16, foarte bun. 16, Da. Și în 16 mai merge și merge și tabla mulțirii spune 8, nu? da. Da, am scris 8 8. și pune un 2 micuț sus că e 8 ori 8, dar nu poți să scrii Aia tu. am scris. 2 micuț sus, gata. Așa. 64, 65. Acum 65. Da. Avem 1,65. Da. La 2 nu putem. La 3. La 3. Nu, că nu putem. La 5. Atât. La 5. Atingi, da. Și avem 65 împărțit la 5. 5, 13. Corect. Și gata, 13 fie număr prim. Nu are Da, divizor, nu și în prim. 4. Stați că eu am scris înainte. La toți. Așa. 66. Da. Divizorii 66 sunt 1,66. Putem să-l împărțim la 2. Da. La sfârșit e par și ne dă 33. Da. 2,33. La 5 nu putem. La 3. La 3 cred că da. Da. 22. 3 și 22, da. 22 și atât. Și 22, dacă mă uit înapoi, are 11 ori 2. 2 ori 11. Deci cere încă un 2. Și de ce îl dublăm pe 2 de la început, care l-am avut, că am avut ca divizor pe 2, și cerem prin 4. Ia să vezi, 66 dacă se împarte la 4. Deci a zis 66 la 4. La 4, pentru că el mai cere un 2. Dar a fost 2 dinainte, l-am scris pe 2 ca divizor, și atunci îi cerem 4 lui de la început. Dublul lui 2. 66 împărțit la 4. Nu merge. Nu merge, nu? Nu. Atunci. Că 4 în 6. 16,5. Am înțeles, ai dreptate. Deci nu merge. Nu merge. Atunci încercăm un 6. Adică pe 2-ul acela să-l prindem într-un 6. Nu Deci. merge. Ia vezi, 66 merge la 6? Da, 11. Va merge. Am uitat Deci, de 6 și 11. Și pierdeam. Pierdeam pe 6 și 11. Foarte tare. Foarte tare.
Cred că o rețetă foarte interesantă este așa. Când te duci la 22 și le găsi pe 11 și la 11 trebuia să împarți. Că îți dădea șasele, dacă nu-ți vine în minte. Da, foarte important. Mergem mai departe. Din ce în ce mai multe șmecherii găsim. Că e important să nu pierdem divizori. Să nu pierdem divizori. Asta e important. Divizorii lui Divizorii lui 60. 67. Da. Avem 1,67. Da. La 2 nu putem, la 3 nu putem, la 5 nu putem și atât. Și Deci dacă ne dăm la 60 și... A, nu, nu-l avem, că el e în cercetare. nu l-avem la aici. Da. El este în cercetare. Acum ne uităm la tabla mulțirii. Și tabla mulțirii nu ne spun nicăieri undeva cât se fac 67. Nu, nu, Nu nu. ne spun. Stați puțin să mi ascult creionul. Te rog. Ce lucruri interesante am putut prinde azi? Vă zic că din cât am studiat până acum, sunt niște numere. Există numere care au Care nu au numai pe 11 el însuși. Se cheamă ăștia numere prime. Deci toate numerele au pe 11 el însuși, da? Pe numărul 1 și el însuși, toate numerele. Astfel de numere care au pe 11 el însuși se numesc numere prime. Divizorii ăștia, unul și el însuși, se numesc divizori improprii. O să notăm asta. Iar ceilalți se numesc divizori proprii. Deci sunt numere care au și alți divizori, numai pe unul și pe el însuși. Însă pe noi ne interesează foarte tare să știm aceste numere prime, că ele ne vor ajuta foarte mult în calculele care urmează. O să le descoperi tu, o să le descoperim împreună în lecțiile următoare. La matematică trebuie să înțelegi, este cum faci o clădire. Pui cărămidă peste cărămidă, cărămidă peste cărămidă. Și așa se face zidul. Dar dacă o cărămidă nu o pui, se vede prin ea. Deci orice cărămidă care îi lipsește, e ușor de sesizat. Divizorii lui 68. Divizorile 68 sunt 1,68. Da. Putem să-l împărțim la 2, că 8 este par și ne dă 3, 8, 34. Da. 2,34. Da. La 5 nu putem. La 3, nu, nu cred, nu, 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 nu. Și Fiindcă în 34 se află un 2, încerci să dublezi pe 2 de sus, încerci un 4. 68 împărțit la 4. Da, ia să vezi. Șaptesprezece. Deci, cât este? 4 și 4 și 17. 17. Da. De acum, 17 ăsta este Prim. număr prim și gata, te poți opri. 60, divizorii lui 69 sunt 1,69. Nu-l putem părți la 9, nu-l putem la 5, nu-l putem la 3. La 3, nu? La 3, da, n-am să cotez. La 3, ar fi 23 ar fi. Nu, cu 6 și cu 9, cât? 23. 6 și cu 9. Nu, deci am spus 69 împărțit la 3. Așa. Foarte bine. Deci 3 și 23, da? 3 și 23, sigur că da. Deci la 3, neapărat, corect. Și dacă cercetez așa
Pe 23 ăsta, ce fel de număr este? Dacă mă uit înapoi, este prim. Gata, ne-am oprit. N-avem ce face. Gata, s-a terminat cu el. Divizorii lui 60 70. 70, da. Aici trebuie să scriu mai înghesuit că sunt morți. Se mai mulți. Ce place. Ai început să vezi numărul. Pe la 10, 20, 30, 40 sunt până la 100, așa sunt morți. Așa, sunt clar că avem mai Deci, mulți. Deci avem la 1 și 1 70. la divizorii lui 70 sunt 1,70. Și acum îl luăm pe 2. Prima dată că se poate împărți și facem 70 împărțit la 2, 35 și Deci 2 scriem și 2. 35. Scriem 2,35. Da. Și apoi putem și la 0. La 0, la 5. La 5, da. La 5. Și ne dă 14. Da. 5,14. Și putem 7,10. Da. 7,10. Dacă mă mai gândesc la 10. Să mai încerc. Nu, 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 nu merge. La 10, dacă mă uit în spate, avem 2, un 2. Și atunci să încercăm pe un 4, să dublăm pe 2 de la început, care nu este 4. Ia să vedem dacă 70 se împarte la 4. Nu. Nu cred. Nu, nu, Nu se nu, nu, nu. împarte. E, atât rămâne. Gata. Deci divizorii lui 70, divizorii lui 71. Divizorii lui 71 sunt 1,71, Da. virgulă. La 2 nu putem, la 5 nu putem și ar fi la 3, dar nu cred, nu, 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 nu. Și dacă cercetăm în tabla mulțirii, nimic nu mi-ar da 71, doar 72. Așa. Deci 71 nu. Nu, deci e Divizorii. prim. Da. E numai prim. Divizorii lui 72 sunt 1,72. Îl împărțim la 2, fiindcă 2 este număr par și avem 72 împărțit la 2. 36. Da, 2 și 36. 2,36. La 5 nu putem. La 3. Cred că ar merge la 3. 72 împărțit la 3. Ia să vezi, la 72 tu știi, trebuie să aduni. La 72 fac. 24. Deci merge la 3, da? Da. Deci Deci 3 și 3,24. 22. Și mai avem din tabla mulțirii 8,9. Deci 8 și 9, 8,9. 8 ori 9, 72. La 4 are merge? La 4. Da. Mă gândesc la dublarea lui 2 acela. Și 18, da, merge. Merge, da? Deci 4,18. 4 și 18. Uite, vezi? Vezi cât de important pierdeam pe ăștia doi. Da. Da? Deci trebuie să fim atenți și la chestia asta, pentru că eu am observat că acolo, la împărțirea lui 2 la 3, se păstrează încă un 2. Și dacă se păstrează încă un 2, am zis, hai să încercăm la dublul lui 2 dinainte, la 4, deci. Și cam 70. atât, nu? Cam atât. Ce îți propun eu? Să faci tu până la 100,
Să faci tu ca temă până la 100 pentru mâine și să zicem așa, ca o sinteză a discuției noastre, ce anume, cu ce plecăm de la lecția de astăzi? Adică ce chestiuni importante, cu ce te-ai ales tu, care e noutatea pe care o să ții minte toată viața? Zicem așa, sinteza orei. Hai să scriem chiar așa, sinteza orei. Sinteza orei. Da. Și aș vrea să povestești tu cu cuvintele tale și până să formulăm noi acolo și câteva lucruri importante pe care o să le punctăm. Adică, pe scurt, care sunt noutățile așa? Cu vocabularul tău, cu limbajul tău, cu tot ce e reținut așa, uitându-te în urmă și urmărind. Păi, sinteza zilei este că numerele care nu au divizor se numesc numere prime. Deci când numele, toate numerele au niște divizori, toate, pe unul și pe el însuși, da? Ia scrie asta. Scrie, toate numerele au... Toate numerele au divizori pe ei însuși. Pe unul și pe el însuși. Pe unul și pe el însuși. Divizori, au divizori pe unul și pe unul. El însuși, pe numărul, da. El însuși. Da, și pe el însuși. Aceștia se numesc divizori improprii. Aceștia, adică aceștia, unul și el însuși, se numesc divizori. Aceștia, ei, da? Aceștia se numesc divizori improprii. Se numesc divizori. Divizori improprii. Improprii. Alte chestiuni care mai merită. Da? Se numesc divizori improprii. Hai să punctăm și cum se numesc numerele acestea. Cum se numesc numerele acestea care au ca divizor pe unul și pe el însuși? Aceste numere se numesc numere prime. Excelent! Notează a doua chestiune care merită reținută. Aceste numere se numesc Numere prime. Și exemple. Hai să le luăm de la început. Exemple. Da, ți-o scriu cu litere mari. Da, se numesc numere prime. Prime. Și zici-mi exemple. Exemple. Și du-te de urmă și cercetează-le pe cele care sunt prime. Hai să le luăm ușor, dacă le putem noi descoperi foarte bine, dacă nu le stresim din urmă. Hai să le încercăm împreună, eu și cu tine, să vedem dacă ne amintim. Parcă a fost doi. Doi, da, doi. Doi, trei. Bun. Doi, trei, cinci. Bun. Șapte. 11, 13, da. 17, 23. Așa, hai să le scriem. Ai exemple acolo. Deci când am zis exemple, acum le scriem. Exemple, 2, două puncte. 2,3. Da. Deci stați, deci am zis 2. 3,5. Da. Am zis parcă 7. Dar nu te mai uita. Hai să vedem noi așa. Vedem, poate și memorăm. Deci 2, 3, da, 7. 11, 28. 13, nu, 11, le luăm pe toate așa, mergem ușor. 11, 13. 13. 14 nu poate să fie. Care? Nu. 15 nu poate, că se împarte la 5. 16 nu se poate, că se împarte la 2. 17, da, e număr prim. 17.
18, iau așa, fără să te uiți în urmă. 18 nu, că se împarte la 2. Da. 19 nu are niciun număr. 19 prim. Trece la acum ca exemplu. 19. Apoi. 20 are divizori, 21 are 3 ori 7, 23. Are. 23 nu are. Nu, am zis 28. Ajunge și la 28, dar să-i luăm pe toate în rând. Nu vreau să spășim niciun număr prim. Deci 23. 20, 23, apoi. Dar le scrii la 29. exemple. Vreau să mi le scrii la exemple aici. Când am zis exemple, toate să fie scris, da? 23, apoi. 23, 20, nu, 25 are, 26. 26 are 2, cel Da. puțin. 27. Are 3, 3 ori 9. 28 are, 29. 29, uite, vezi? Asta e cercetarea care faci rapid. 29. 29. Treizeci are 31. 31, foarte bine, foarte bine. 31. 31 am. Deci 31. 32 are 33, 34, 35 are 36, 37, 37. Foarte bine. Uite, îmi place. Foarte tare. Foarte bine. 37, sigur că da. 37. Deci 37, 38, 39 ar 3, 40, 40, 39, 40, da? 41. 41. Foarte bine, foarte bine. 41. Deci 41. 42 are 43 a nu. 43. 43, sigur că da, 43. 43, 44, 45, 46, iar 47. Iar 47, deci și el e prim, sigur că da. Astea, cele cu 7 la 37. urmă, cu cele cu 7 la urmă sunt prime. Uite, observați, chiar n-am știut-o. Păi da, 67 e prim, 70 prim. Dacă mă uit cu 7 la 17. final, e prim tot. Deci 17, nu? 17 au fost prim. Dar 27 nu-i. Eh, nu merge reția ta. Gata, am găsit un exemplu. Da. A rămas la 47, 48, 49. Ah, 50, 51, 52. Dar 51 de ce nu te-ai oprit? 51. Nu, Pe că 51 are. 51, 5 și cu 1 fac 6 și are pe 3. Deci de ce nu m-am oprit? 51 are. Da. 51 are 52. Da, 50, 53. 53. Foarte bine. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 59, 59, sigur că da. 59, 60 are, 61, 60, nu, 61. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67. 67, foarte bine.
68, 69, 70 are, 71. 71. 72 are și aici am rămas la 73. Da. Hai să cercetăm așa, să vedem dacă ne ducem mai departe până la 100. Să le bănuim și cum le cercetez tu acasă. Știți, am dat ca temă. Dar să vedem dacă le găsim pe cele primii după experiența care am câștigat-o, să continuăm. 70 și... Am rămas la 71. Așa. 77. 72 are? Are. 77, zic. Direct la 77. 73 are. 7 ori, nu, tabla mulțirii, da? 74 are, 75 are, 76 are, 77 n-are. Am zis Are pe corect. 7 și 11. Vezi în plus. Atunci, nu-i 77, Nu-i bun 77. 77. 75 are pe 5 la sfârșit. 78. 78 nu, care pe 2. Are pe 2, 79. 79. Cred că ai dreptate, că 2 nu merge, că prin 3 nu merge, prin 5 nu merge, prin 7 nu merge, că la împărțirea la 7 ar veni o dată și rămâne 9. 79. Să-l notăm. Dar pune cu un semn de întrebare că n-am cercetat cu foarte multă atenție. Am făcut-o așa, am putut la prima vedere. 79, apoi. Apoi 81. 81, ia gândește-te. 81 fac 9, se împarte la 3, nu. 9 ori 9 fac 81 și sunt mai mulți divizori aici. Nu, el e prim, altcineva? 82, 83, 83. 83, este o prima 83. Nu cred. Deci 83. nu. 83 nu crezi că merge și cred că ai dreptate, nu merge 83. Și la asta pune un semn de întrebare, dar la 2 nu merge, la 3 nu merge, la 5 nu merge, la... Ar trebui să încercăm la 7. Și da, la, nu, să încercăm împărțirea la 7. Și la 7, 83 la 7, nu merge. Pare să fie prim, dar cu semn de întrebare cercetez un pic mai mult. Și uite așa continuăm. 83 am ajuns, 84 nu poate să fie, 85 zi tu vorbește tu. 85, nu, 86, 87, 80, nu, 87, nu, 88, 89. 87, de ce nu merge oare? N-are divizor? 8 cu 7 cât face? 8 cu 7, 15. Da, Și deci. ar, 15 se împarte la 3. Deci 87 are alt divizor. Deci el, 87 nu trebuie să-l luăm ca număr prim, că are divizori. 88 nu, 89. 89, nu merge. 89 nu are niciun divizor, îl punem, da? 89. 89, 70 are, 71 Nu. n-are. 89, 90, 91. Da? 90 are, 91 n-are, 92 are, 93 92, Dar la 90. 91, stai un pic, la 91 ce analize ai făcut tu? De l-ai pășit foarte repede. Ai zis că la 2 nu merge, la 3 nu merge, La 81? la Păi da. 91.
La 91, de Da. ce? Pe la 91 nu pot să fac, am numai 1 ori 91, că nu pot cu 2, nu pot cu 3, nu pot, nu pot cu 5. Da. E? Să știi că se mai încearcă și numele de primii din urmă. Merge prin 7 asta, dar n-am un criteriu. Deci, când, înainte de a lua hotărârea, trebuie să mă împarți prin numele de primii mai mici. Așadar, pentru 2 am, pentru 3 am, pentru 5 am, pentru 9 am, dar pentru 7 n-am. Și iată, 91 se împarte la 7. Ia vezi dacă 91 se împarte la 7. Ai, asta e cuanta foarte tare. Noutate absolută. Pe 91 era cât pe ce să luăm număr prim și el are și alți divizori. Are și pe 7 și pe 13. Deci asta e noutatea foarte importantă, că de la un loc cercetarea nu se produce decât încercând de acum, când numărul e foarte mare, încercând divizorii mai mici primi. Încercând drept divizori numere prime, din urmă știute. Deci, sfârșim acum foarte repede, 91 îl pășim, 92 nu luăm, 93 nu luăm, că e 93, 12 are pe 3, 94 nu, 95 nu, 96 nu, 97, 97, ia să vedem 97, dacă nu cumva trebuie să îl cercetăm prin 7. Ia să vedem. 97. Da. Împărțit la 7. Da. Nu cred că merge. Păi merge o dată, 7 9 dată. Rămâne 2. Rămâne 2, îl cobor pe 7. Nu merge. N-ai dreptate. 27 prin 7 nu merge. Nu, n-am mers foarte bine, am zis. 97, 98 nu, 99 nu merge, că merge cu 3. Și iată, am cercetat așa numerele prime. Le-am scris toate numerele prime cu niște semne de întrebare. Și trebuie să zic că aceste numere prime trebuie, așa cum ți-am spus acum, știute că atunci când avem de cercetat un număr foarte mare, să spunem că este prim sau nu, avem de testat împărțiri la diverse numere. Și avem criterii de divizibilitate, dar mai sunt, e posibil ca acela să aibă ca divizor alte numere prime mai mici decât el. Și nu mai am criterii de divizibilitate. Așadar, în momentul de față, la sinteza zilei am avut prima chestiune care e punctată și a spus așa. Spunem că am uitat ce ai scris tu la prima. Toate numerele au divizor pe 1 și pe el însuși. Aceștia se numesc divizori improprii. Aceste numere se numesc numere prime. Exemplu. Divizori improprii cu R. Improprii, nu improprii. Improprii. Da? Divizori improprii. Bun. Mai departe, aceste numere se numesc numere prime. Exemplu și am dat. Am dat exemple de numere prime. 3, 5, 7, 11, 13. Hai, Doamne, o să ne învățăm, că acum am și descoperit cum imediat ne dăm seama. Imediat ne dăm seama și știm despre ce este vorba. Deci, ție îți rămâne ca temă să cercetezi divizorii tuturor numerelor de unde am rămas, da? Și acum o să-ți propun să ne oprim la ce înseamnă discuția de aici. Așa, vreau să discutăm lecția aceea, ca să vezi exact cum. Deci am pro. Parcă era lecția 1757. Stați că n-am căutat bine. 1000 cât? 757. 1757. Clasa 3-a, metoda mersului înapoi, problema compusă de Mario care m-a pus în dificultate. Ia să vedem.
Da, acum trebuie să găsesc în ce minut. Oh, stai să vezi. Dă drumul un pic, eu spun, merge un pic mai în față, un pic mai în față. Dă drumul la lecție să vedem de la început, să-mi amintesc lecția, că nu știu foarte bine așa, nu am în memorie. Deci, vă spune Mario ceva de două șesimi. Da, și mergem mai departe, terminăm lecția asta și pe urmă începe a doua problemă. Când începe a doua problemă, Da, atunci. deci acum da, o faceți problema asta, așa, o faceți așa. Așa, și acum ați șters tabla. A Așa. șters-o doamnă. Și apoi a Doamne, urmat a doua problemă. e mămica lui. El A. venea cu mămica la lecție. Și Așa. acum, da, tu Acum nu poți. a șters-o, deci acum ar trebui să înceapă a doua poveste. Da, nu poți să dai să se audă lecția, să se suprapune sonorul și nu poți, nu? S-a auzit și dumneavoastră? Da. Dați să văd unde sunteți dumneavoastră, nu vă văd. A, uitați aici. A, cred că share screen aici. Să-mi spuneți când vedeți ceva. Eu Vedeți? nu mai văd nimic, probabil că încercând tu să-i dai să ruleze. Vreau să ruleze filmul, să audă, să vedem, măcar cu sonorul, atâta tot. Da, cum o vedeți? Acum nu te mai văd deloc. Nu pot să deschid camera. A, nu. Deci aici dau la share screen. Your entire screen application within Chrome. Vedeți? Deci, acum a apărut videomatematica. Vedeți asta? Da, văd videomatematica, dar nu văd filmul acela. Acum văd videomatematica și du la clasa aceea și să vedem filmul, să ruleze filmul, pur și simplu. Filmul acela cu. Deci, filmul cu. Vă vedeți? Vedeți Eu filmul? mă văd în camera ta în continuare, dar nu văd decât prof online, video apicultură, video matematică, știi cum se s-o vede Am deloc. dat drumul la film. Nu-l vedeți? A, nu-l văd, dar nu se aude. L-auziți? Tu îl auzi, nu? Da. Eu nu-l aud, să văd de ce nu-l aud. De la acolo, problema a doua, urmărește de la problema a doua cu trei cincimi acolo. Vorbește de ceva trei cincimi, nu știu ce, nu știu cum. Să fac. Stați. Deci, dau aici. A, de asta am înțeles acum. Dar acum. Vedeți acum? Da, văd acum, Alesia. Și auziți? Nu aud, de auzit nu am, dar văd exact filmul și doamna care șterge tabla acum este. Și începe așa problema pe care mi-o dictează. Tu îl auzi pe băiețel când vorbește? Da. Tu auzi filmul? Eu nu aud sonorul, doar atât. Dar acum văd filmulețul. Și merge un pic mai în față. Așa. Mai? Stai un pic. Dă-i drum, lasă să vedem unde rulează. De acum începe interesantă problema, că eu mă păcălesc de aici începând și spun că rămân 3 cincimi din tot drumul.
Tu auzi acolo și spun, problema ta nu are rost, nu așa? Și mămica i-a spus lui Mario, vezi că acolo chiar domnul are dreptate. Da, mămica încearcă să mă ajute. Mămica încearcă să mă ajute că ea crede ca și mine că e corect ce spun eu, dar Mario este cel care se bate cu amândoi, și cu mămica și cu mine. Lasă și să înregistreze, da, toată chestia, filmulețul ăsta. Lasă să înregistreze și este o dovadă a felului în care fac eu lecția acolo, cum mă poate păcăli. El e pe internet, oricine poate vedea. Observ că încep să mă gândesc că s-ar putea să aibă el dreptate. Eu încerc să trag pe greșeala mea. Încă nu m-am prins că el are dreptate. Din păcate. Alesia este momentul când îl văd că plânge, nu? Da. M-am dus la el și m-am străduit cât am putut să-l conving și el a început să plângă. Da. Nu mai știu ce să-i fac, cum să-l conving. Da, am văzut. Trebuie să vină și momentul când îmi dau seama. Ziceți că mai luați o dată acum. Da. Mai o dată. Cred că încep să-mi dau seama, sau după ce vă iau încă o dată, încep să-mi dau seama că el se referea la trei cincimi din rest. Eu vedeam trei cincimi din tot întregul.
și trei cincimi erau acolo date. Și de ce nu înțelegeam? Greșeala era a mea. Dumneavoastră sunteți convins că e corect cum spuneți dumneavoastră? Da, da, păi nu, e naturală discuția, nu? Nu e vorba de a făcut un joc acolo, că mai faci jocuri de acestea. Dar acolo eram natural, adică lupta se dădea între mine și el de adevăratele. Și pe urmă povestesc, mi s-a mai întâmplat așa ceva și eu pur și simplu pe cel care face acest lucru și mă corectează, le-au în brațe, nu mă încăpățâne, spun că m-a făcut de rușine, nu. Din contră, sunt foarte bucuros. Nu mă dau bătut, nici el nu-ți dă bătut, nu? Am înmulțit cu 3 și sus și jos fracția asta, da? 9 pe 15. Este aceeași fracție. Mă corectează că zice în 5 sunt part, vezi? Da. Da, deci nu în 3, în 5. Ca așa spune numitorul. Acum cred că încep să-mi dau seama că el are dreptate. Acum el a zis ați greșit? Da? Observ ceva. Pe fiecare segment de la mare să-l împart în 5. Asta îmi spune el și insistă să împartă în 5 bucățele. Și din cele 15 bucăți iau 9, cât îmi spune numărătorul.
Observe, Alessia, că acum încep să simt. Da, i-a spus că că sunteți derutat. În momentul de derut înseamnă că încep să înțeleg că din restul care rămăsesc după două cincimi, de acolo trebuia să iau încă trei cincimi, care înseamnă 9 pe 15. Asta e cea mai frumoasă lecție pe care am făcut-o în ultima perioadă. De-aia mi-a plăcut foarte tare, pentru că calitatea elevului acela de a se bate mi-a plăcut teribil de mult. Extraordinar de mult. Așa, până acolo trebuie să mă duc. Aceea e bucata care mi-a cerut. Și acum probabil că simt că elevul are dreptate. Ăla e restul. Alicia, tu mai vezi? Nu, eu nu vă văd. Ah, tu ai dispărut, tu te uiți mai la lecție acolo. Da. În mai sonor de putem comunica.
Dă-o mai în față. Un pic mai în față, când începe discuția, că mi-am dat seama și. Așa, să vezi. Acolo, când începe discuția, când eu mă dau bătut și îl felicit pe el, bănuiesc eu. Așa, atât. Da, ce spun acum, nu-mi dau seama. Da, Alesia, acum cred că nu discut despre. Mă auzi, Alesia? Abia acum, că v-ați blocat. Da, asta am vrut să spun. Cred că acum ai văzut așa un pic din lecția aceea. Care este miezul lecției acestea? Ideea aceea că atunci când ești sigur pe tine, te insiști, te bați, ai argumente și nu cedezi. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să știi să ai o anumită poziție. El a ajuns la ce nivel? Copil în clasa a treia, la nivelul acela care compunea probleme. Așa cum ți-am cerut, doar nu deodată, el nu s-a născut la nivelul acesta. Ci pur și simplu din discuția asta continuă purtată cu el, el a ajuns la performanța să gândească probleme acasă și să vină să mi le propună mie spre rezolvare. Deci transformați în rolul. Dar de ce? Că fiindcă l-am antrenat să pătrundem în mintea propunătorului. Deci el a ajuns la nivelul acesta. Cu ce să încheiem? Să încheiem spunându-ne așa. Că printr-un antrenament continuu putem ajunge și noi la nivelul acesta. Da? Și lecția aceasta, eu din nou o socot ca o lecție foarte, foarte frumoasă, interesantă, cu adevărat interesantă. Iar când m-ai întrebat atunci, mergem chiar până la 100, să simți, nu înțelegeai ce înseamnă, de ce îmi propuneam eu așa să fac chestia asta. Era vorba de un antrenament când sesizai la 2, la 3, la 5, știi? Antrenamentul criteriilor de divizibilitate. Și de asemenea și faptul că mergea mult mai repede testarea, ți-am zis că mergem din ce în ce mai bine, am descoperit numerele prime, am descoperit numerele acestea care au divizori, am vorbit ce înseamnă multiplu. Deci e o lecție deosebit de frumoasă și eu mă bucur foarte tare că înțelegem ușor, ușor, muncind, avem și satisfacția asta minunată. Hai să ne amintim, știi, când am făcut noi prima mulțire, că ordinea, cum să iau pe ăla cu ăla, pe ăla cu ăla. Deci de acolo am plecat. Să pornim așa cinstit să ne spunem lucruri pe nume, pentru că asta este antrenamentul. Dacă le lipsește, uităm și nu mai avem siguranță. Eu îți mulțumesc frumos și pentru seara asta și să mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o lecție frumoasă. La revedere, Alicia! La revedere, seara bună! Seara bună, la revedere!